La 7-a flotă americane s-au constatat următoarele. Fiecare a treia blondă era violată. Fiecare a patra violată era consumolistă. Fiecare a treia consumolistă blondă era violată, iar fiecare violată consumolistă era blondă. Dacă te știi că în Petușchi sunt de toate 428 de fete, află câte brunete membre de partid au rămas neatinse. Acum, cine face aluzie când? De ce blondele au rămas nevătămate? Iar brunetele? La cine face aluzie? Nu am să-ți dezleg această ghicitoare, Sfințul. Okay. Așa cum știm, există doar punctul B. Așadar, Papanin a plecat să-l salveze pe Vodopianov, plecând din punctul B1 spre punctul B2. În acești clipe, Vodopianov a plecat să-l salveze pe Papanin din punctul B2 spre punctul B1. Nu se știe de ce, ambii s-au pomenit în punctul B3. Aflat la distanță față de punctul B1 la 12 scuipături a lui Papanin și față de punctul B2 la 12 scuipături a lui Vodopianov. Dacă se știe că Papanin scuipa la 3,27 de centimetri, iar Vodopianov nu știa deloc să scuipe, oare a plecat Papanin să-l salveze pe Vodopianov? Și-o fie și de mine, Sfințul ăsta Parșit. Ce-mi drugă? De ce în Petușchi nu există nici A, nici C, ci doar B? La cine face aluzie? Canalile. Eu n-am să-ți dezleg această ghicitoare, Sfințule. Ocai. Și Sfințul a plecat făcut de rușine. Biletul lor. Vă mulțumesc, abonament, vă mulțumesc. Îmi permiteți? Poftim? Pot să mă așez? Nu. Așteptați pe cineva? De fapt, da. Nu-i nimic, când o să vin am să plec. Aveți sute de studenți, totuși pe mine ar fi trebuit să mă țineți minte. Cel puțin așa credeam. O studentă de-a mea? Acum cât timp? Acum 2 ani. Oh, 2 ani e mult. Nu mai țin minte nici seria de anul trecut. Asta pentru că nu vă uitați niciodată la studenți. E un reproș? Nu chiar. E o constatare. Vă uitați mereu în tavan. Să știi că mă uit la studenți. Poate asta nu se vede, dar le simt prezența. Am făcut cu dumneavoastră 2 ani la rând. Am dat examenul oral de 4 ori. Cred că sunt unicul caz în cariera dumneavoastră. Da. Examenul foarte simplu. Numai cine nu vrea nu trece. Exact. N-am vrut. Doriți o cafea? Nu, mulțumesc. Am deja una.